19 mai 2024 am venit la acest stup, e foarte valoros, îl consider cel mai valoros la ora actuală din stupine, toate cam alte colonii, foarte bune. Dar de ce este așa valoros această mică colonie? Deci această matcă a fost, am scos-o dintr-un stup afară, dar ce e cu ea? Cu această matcă am adus aici să fie bine izolată pentru a face boci din ea. Dar de ce e valoroasă oare? Această matcă anul trecut a fost introdusă într-o colonie de sau cu puiet văros. Și după ce am văzut că a trecut un an, s-a dezvoltat foarte bine, puietul văros a dispărut, plus că matca are o viteză foarte, foarte mare de dezvoltare. Acum am venit să-i reorganizez cuibul, să văd dacă mai e nevoie să-l strâng sau să-i fac ceva. El va sta așa micuț, fiindcă a intrat în frigul roitului, dar nu asta urmăresc la matca asta, ci imunitatea. Imunitatea acestei măci la puietul văros. Este foarte, foarte important acest lucru, mai ales în situația dată, este nevoie de regină imune. Vrei, nu vrei, e bine să ai în supină regină imune. Și acum să văd dacă îi strâng cuibul, fiindcă o mare parte din albină a plecat. Și această regină va primi numele de C24X, fiindcă voi ține cont de dânsa. Aici are o ramă cu mâncare, a avut ea bocii lui făcute pentru roire, dar am văzut ce poate. De la două rame s-a dus până în 18 rame, după care a intrat în frigurile roitului. Trebuia să-i fac acea schemă cu puietul, metoda de mare. Eu acum doar verific rama să-i strâng un pic cuibul și să văd dacă a venit cu ouăle până aici. Dacă n-a venit, o strâng la această ramă. Reginele de calitate, în mod normal, trebuie ținute rame mai puține ca să nu se epuizeze foarte repede. Astfel poți să-ți iei larve de aici mult mai ușor. O să iau larve de la această regină pentru înmulțire. O caut. Să văd să fie prezentă, știu că e prezentă. Matcă neagră, neagră. Dacă reușești să găsești o astfel de matcă în stupină, dar durează, iată, durează mult timp ca să îți dai seama dacă o matcă merită să o ții în stupină, e de o calitate foarte bună.
o caut pe dânsa să o văd, să-i văd prezența. Văd că ouă a depus, numai că nu reușesc eu să o văd acum, mai ales că e neagră, am și umbră aici. Este ea pe undeva. Greu am zărit-o, fiindcă în momentul în care am văzut eu ce face, adică întoarce rama, se duce pe partea cealaltă, întoarce rama, iar se duce pe partea cealaltă. Oricum e foarte bine că am descoperit așa ceva. Astfel pot reuși în stupină să nu apară cuietul văros, nu-i de joacă cu el, ați văzut, poate distruge stupini întregi. Astfel și matca este, materialul biologic este foarte, foarte important. O reușesc eu să o văd acum. Mă, unde te-ai dus, mă? I-am lăsat o ramă plină, plină cu mâncare. De multe ori ridic o ramă, când caut matca și ridic o ramă, nu reușesc să o găsesc. Mă, mai uit odată și o las în pace, știu că e în cuib. Așa. Strâng un pic cuibul, mă, arunc o privire și o las în pace. Deci, important este că există această regină superbă din partea mea. Așa, mai arunc o singură privire. O voi lăsa în pace. Gata, am văzut-o. Era între spetează și fagure. Știam că așa face. Când ridicam, trece pe prin spetează. Deci are și o caracteristică unică. Bun. Foarte, foarte fain. Matcă neagră tuci. Acum, fiindcă se ascunde ea așa după leac, o las în pace. O mai las câteva zile. Acum ea trebuie doar să se dezvolte și când am eu nevoie de larve, să vin să o mulțesc de aici, fiindcă reginele cu beuri le-am înmulțit, adică nu știu câte se vor împerechea, dar acum am și o regină cu ce. O caut de două luni de zile și abia acum vreo săptămână am descoperit-o, foarte important. Bun. Deci iată o regină cu imunitate foarte mare la cuiet văros. Bine, acum urmează să fac boș din ea, e muncă multă până obții regină din ea, dar dacă obțin măcar 5 regine anul ăsta, ar fi perfect. Chiar dacă nu reușesc să obțin anul ăsta, pe anul viitor, înmulțirea este garantată. Am adus un caiet fiindcă notez, am început să le notez pe fiecare în parte, fiecare ce este. Fac un semn pe stup. Bun. Și le notez. Astea suntem pe data de 19, 24, această matcă va primi de numele de C24X. Așa. Și este scoasă din colonie. Este scoasă
din colonie și scriu împăra aici, imună la PV. Imună la PV. Probabil va fi CM44XPV, fiindcă aici va primi numărul de puietul văros, imună. De aceea le voi denumi și PV după X. Bun, deci cam asta este. Iată că mă bucur mult dacă după vreo două luni de zile de căutări am găsit și, în sfârșit și o matcă neagră, exact ce trebuie să fie. Cam atât, până data viitoare, numai bine!